în drum. Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Hei, încetează! Hai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorul ăsta de crab. Diego, încetează! Ce? Moștile, încetează! Diego, încetează! Ce? Încetează! Diego, încetează! Ce? Diego, încetează! Ce? Hai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorul ăsta de crab. Hai, încetează! Nu mă atinge lucrurile! Fantoma, încetează! Bine, încetează! Nu! Încetează! Hai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorul ăsta de crab. Diego, încetează! Ce? Încetează! Lași! Hei, încetează! Diego, încetează! Ce? Bine, încetează! Hei, încetează! Diego, încetează! Ce? Hai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorul ăsta de crab! Încetează! Hai, încetează! Nu mă atinge lucrurile! Hei, încetează! Da, încetează! Încetează! E groaznic! Încetează! Vei plăti pentru asta, Ginger! Vei plăti pentru asta! Veți plăti pentru asta! Cu tot! Ar trebui să fiu plătită pentru asta! Veți plăti pentru asta! Gata, vei plăti pentru asta! Dar toți vor plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta, Ginger! Vei plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta! Obraznicule! Urâți, aiuriți! Ce ai urit acum sclora asta dezgustătoare pe piciorul meu? Voi închide înainte ca mesajul să dureze prea mult. Te iubesc! Pa! Poate lucrurile mult mai comode. Dacă dorești. We went to the prison and the captain almost arrested Bernardo. And then a man arrived. He had a mask on. He said his name was Zorro. He fought all alone against... Diego? My God? Hai, verificate! Bună, sunt Mifte. Cerul s-a cutremurat ieri în satul mare. Ioana Vivian, fetița de 10 ani omorâtă și aruncată la gunoi de cumnatul ei, a fost condusă pe ultimul drum. Mama și sora ei au stat neclintite la căpătâiul micuței. În jurul lor au fost zeci de oameni îndurerați în drumul spre cimitir. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Primul de la radio este la ușă! Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dermat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus, chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Singur, pe jos, nu pot să-ți dau voie. Pentru mulți români, sărbătorile de iarnă încep cu o călătorie lungă. Prin Vama Burș au trecut zeci de mii de mașini cu portbagajele pline de cadouri. Turul de casă îi aduce înapoi pe oameni care au plecat să muncească în străinătate, iar autoritățile vamale s-au pregătit pentru un weekend extrem de aglomerat. Diego, ai te preparat să mergi pe jos și să dormi la lumina stelelor? Diego, te rog, ai părinți Amy și fiica lor de 11 ani sunt dați în urmărire generală în Statele Unite, nu pentru că ar fi comis vreo crimă, ci pentru că părinții pur și simplu nu vor ca medicii să le trateze fata, și aceasta suferă de leucemie. Au spus prin intermediul avocatului că fiica le-a fost vindecată de un tămăduitor din America Centrală, dar vânătoarea polițiștilor continuă.
foarte ocupată. Ei au înghețat lacrimile pe obraz, iar mamei sale mi-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onoruri militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi, colegii, oameni care i-au văzut chipul pentru prima dată la televizor și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut-o salva și pe ea este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Deci, asta înseamnă că tu crezi că este posibil să reabilitezi un păcătoș? Și 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscoz. Cozi din zori abundente, vânt puternic și temperaturi care pot cobori la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Mini vacanța elevilor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervine oricând și oriunde. Ah, nu pune mâna? E pentru cine? Dacă vă las, nu mai rămâne nimic. Deșteptarea picioarele mele. Ți-am spus că nu ești bună la asta. E cel mai tare duc al meu. Nu amețesc niciodată. Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le libereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat cu o mască. Zicea că numele lui e Zoro. Și a luptat singur cu Diego, trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav că l-a cucit chiar în pădure. Dar de data asta e obligată și pe el să meargă cu tine.